A fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al administrației Fondului pentru Mediu, Casa Verde Fotovoltaice, este cel mai solicitat program, astfel că pentru înscrierile pe anul 2024 a fost alocat un buget record în valoare de 2 miliarde de lei. Am depus toate eforturile pentru ca bugetul AFM să fie aprobat cât mai devreme, astfel încât să putem demara în cel mai scurt timp sesiunile de înscriere pe care le avem prevăzute pentru anul acesta. Precizez că am alocat bugete record pentru cele mai importante programe de finanțare, programe ce sunt foarte așteptate de către solicitanții din întreaga țară. Totodată, foarte important este că acum vom putea publica lista cu toți beneficiarii programului Casa Verde Fotovoltaice 2023, care au fost declarați el ineligibil de către instalatori, a declarat președintele AFM, Laurențiu Adrian Neculaescu. Casa Verde Fotovoltaice este cel mai solicitat program, astfel că pentru înscrierile pe care afml le va organiza în anul 2024 a fost alocat un buget record în valoare de 2 miliarde de lei. De asemenea, pentru anul 2024 există un buget de 250 de milioane de lei pentru lansarea unei sesiuni de finanțare ce vizează înscrierea unităților de cult a instituțiilor publice și entităților juridice non-profit în domeniul asistenței sociale, care doresc instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice aici pentru clădirile în care își desfășoară activitatea.